În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează, Părinte, ca să pot rosti cuvântul de învățătură. Pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru, Cel din ceruri, milostiv este. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, puterea sfinților vine de la Dumnezeu, care a revărsat în ei harul Duhului Sfânt, devenind astfel temple ale Duhului Sfânt. Fiecare sfânt în parte este un model demn de urmat pentru noi, cei de astăzi. Societatea noastră contemporană are mare nevoie de modele vii, de eroi ai credinței. În fiecare an, pe 6 decembrie, Biserica Ortodoxă ne pune în fața ochilor noștri icoana Sfântului Ierarh Nicolae. Pentru parohia noastră, sărbătoarea de astăzi este cu totul deosebită, pe de o parte, fiindcă este hramul bisericii noastre, iar pe de altă parte, datorită prezenței unei părticele din Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Nicolae, ce ne-a fost dăruită de către Biserica din Bari, prin strădania Părintelui nostru paroh. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae este un popas duhovnicesc de intensificare a pregătirii noastre spirituale pentru a înțelege mai bine milostivirea, dărnicia și bunătatea lui Dumnezeu Tatăl, care a trimis pe unicul Său Fiu în lume din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Toată această perioadă de pregătire pentru primirea sărbătorii nașterii Domnului, în care cea mai populară sărbătoare este cea a Sfântului Nicolae, este percepută în mod deosebit ca perioadă a bucuriei de a dărui, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui Dumnezeu arătată în Hristos, dar și ca manifestare duhovnicească a omului creat după chipul lui Dumnezeu, dăruitorul sau milostivul. Sărbătoarea Sfântului Nicolae este praznicul cel mai așteptat de toți copiii din lume, dar nu numai de ei. Indiferent ce vârstă am avea, îl așteptăm pe Moș Nicolae cu daruri. Numele de Nicolae vine din limba greacă și se traduce biruitorul popoarelor. Sfinții au biruit păcatele și patimile de tot felul ale popoarelor. Au câștigat lupta împotriva duhurilor rele și a tot felul de gânduri necurate care se războiesc cu noi. Sfântul Nicolae, putem spune că a devenit cel mai popular sfânt din întreaga lume. El este socotit pentru binefacerile sale, ocrotitorul copiilor, îndrumătorul fetelor, salvatorul marinarilor, ajutătorul săracilor, dar mai ales apărătorul ortodoxiei
sau apărătorul dreptei credințe, așa cum auzim în fiecare sărbătoare cântându-se troparul Sfântului Nicolae. Tradiția de a ne face daruri unii altora, de a bucura copiii în noaptea de Sfântul Nicolae, se păstrează încă din secolul IV. Contemporanii Sfântului Nicolae au preluat de la el obiceiul de a dărui. Sfântul Nicolae s-a născut pe la anul 270 în orașul Patara, din vestita provincie a Asiei Mici, Lichia. Părinții săi, Teofan și Nona, se bucurau de o aleasă faimă înaintea întregului ținut, atât prin bogăția lor, dar mai ales prin credința lor și prin râvna de a ajuta pe săraci. Pe acești buni creștini, Dumnezeu îi răsplăti cu binecuvântarea sa, împlinindu-le dorința de a avea și ei un copil, căruia prin botez i-au pus numele Nicolae. Tinerețea și-a trăit-o într-o altă minunată grădină duhovnicească. Fiind ucenic al vestitului episcop Metodie de Patara. Acest episcop, după cum ne spun istoricii, strălucea în ochii tuturor printr-o îndoită aureolă de sfințenie și știință, la care în cele din urmă s-a adăugat și aceea de martir, care a și încununat viața sa. Acest Metodie întru totul era o oglindă de sfințenie pentru poporul său. Cuvântul său era lumina credincioșilor. Tezaurul credinței sale, învățătura pentru ei și biruința contra păgânilor. Mila sa era refugiul săracilor și întreaga sa persoană, imagine vie a unui tată și a unui doctor plin de grijă pentru mântuirea tuturor. Astfel crescu Nicolae, în școala unor astfel de părinți, dar mai ales a unui astfel de ierarh. Într-o atmosferă cerească de credință dumnezeiască, pentru ca mai apoi să ajungă și el bine plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Învățătura bisericii pătrundea în mintea sa și încălzea inima, iar virtuțile creștine iluminau întreaga sa viață. De aceea, ajungând să fie ca un bătrân înțelept încă din tinerețe, el nu avea decât dorul de a dobândi mărgăritarul științei, iar pe toate celelalte, petrecerile, moda, le vântura ca și pe o pleavă cu înțelepciunea sa. Dar și cu faptele milosteniei, tânărul preot Nicolae strălucea cu deosebire, căci pildă bună avea pe părintele său duhovnicesc. Și iată, din cele multe ale lui milostenii vom pomeni doar una, ca să fie și pentru noi o pildă de lumină, de chipul cum trebuie să facem și noi milostenia. În acel oraș, Patara, era un om ce avea 3 fete și care, din pricini neștiute, ajunsese din bogat un om foarte sărac. Încolțit de nevoi, el se gândea să le dea pe
fetele lui desfrânării, ca astfel să poată trăi și ele și el pentru o vreme. Dar iată că Dumnezeu, ca unul care voiește ca toți să se mântuiască, descoperi toate acestea a celui ce știa că are iubire de oameni, adică Sfântului Nicolae. Acesta, fără să-l fi mustrat pe acel om pentru gândul lui necurat, se hotărâ ca pe ascuns să-l ajute, deci nu pe față, pentru că așa ne spune Evanghelia, să nu faceți milostenia voastră înaintea oamenilor. Iar în al doilea rând, se gândi Sfântul Nicolae să facă așa și pentru a nu-l rușina pe acela care odinioară fusese foarte bogat și care acum devenise sărac. Și așa, luând o pungă cu galbeni, în toiul nopții nevăzut de nimeni, se duse și o aruncă pe fereastra casei celui sărman. Și cu acest ajutor, neștiut de la cine, acel părinte își mărită fata cea mare. Văzând Sfântul Nicolae ce chibzuit om este acel tată, nu mult după aceea aruncă o a doua pungă la fel. Dar când dori să-l ajute și cu a treia pungă cu galbeni, pentru ca să se mărite și ultima fată, acel om ce stătea la pândă de săptămâni și luni întregi, l-a văzut pe marele lui binefăcător, care era Sfântul Nicolae, și cu lacrimi mulțumindu-i, el nu primi de la Sfânt decât rugămintea ca nimănui să nu spună acestea. Episcopul Metodie, fericit de a avea un astfel de ucenic, dorea să-l aibă totdeauna cu el și la vreme să-l aibă urmaș la păstorire, iar până atunci să-i fie toiag bătrâneților sale. Dar Sfântul Nicolae era călăuzit mai presus de voia oamenilor, de mâna lui Dumnezeu. Și iată, voind el să se închine la Sfântul Mormânt, plecă la Ierusalim pe mare. Și pe când călătorea, stârnindu-se o mare furtună, pe care tânărul preot Nicolae atunci o prevesti, aceasta nu se potoli decât prin rugăciunea Sfântului, pentru care toți au cunoscut că el este cu adevărat un om ales de Dumnezeu. După ce cu multă evlavie a umblat prin locurile sfinte, întorcându-se înapoi în patria sa Lichia, se opri în orașul Mira pentru a trăi într-o mănăstire acolo, gândea el. Dar tocmai atunci episcopii întregului ținut erau adunați să aleagă mitropolit pentru Mira Lichiei, în locul celui care de curând murise. Și rugându-se ei ca Dumnezeu să le descopere pe cine să aleagă mitropolit al Mirei Lichiei, Dumnezeu a făcut cunoscută voia sa printr-o viziune de noapte celui mai bătrân dintre acești episcopi. Mergeți la biserică și pe acel pe care îl veți găsi ajungând cel din tâi și care se numește Nicolae, luați-l și-l așezați pe tronul arhiepiscopal.
În acea dimineață, după obicei, Sfântul Nicolae se duse cel dintâi la biserică. Dar în pridvor, întâmpinându-l episcopul cel mai bătrân, îl întrebă: fiul meu, cum te numești? Eu mă numesc Nicolae, smerit slujitor al lui Dumnezeu. Și luându-l și înfățișându-l soborului de episcop și mulțimii credincioșilor, zise: acesta este ales de Domnul pentru a ne fi arhiepiscop al mirei Lichiei. Zadarnic se opuse Sfântul Nicolae, căci în cele din urmă trebuie să ia loc pe tronul de arhiepiscop și mitropolit. Ca păstor de suflete, Sfântul Nicolae a avut de îndurat răutatea toată de la păgânii împărați Dioclețian și Maximian, și anume schingiuiri și închisoare. Atunci a murit și părintele său duhovnicesc, Metodie din Patara. Iar el, Sfântul Nicolae, prin minune dumnezeiască a fost păstrat să ducă lupta cu eretici. Căci tocmai atunci, în perioada Sfântului Nicolae, se ivi erezia lui Arie. Cu venirea ca împărat a Sfântului Constantin cel Mare, Sfântul Nicolae, fiind eliberat cu toți creștinii din temniță, începu lupta cea sfântă, nu numai contra păgâneștii credințe, dar și cu acea erezie a lui Arie de care vă spuneam. Prin predici, prin discuții publice și prin sfat părintesc de la om la om, Sfântul Nicolae luptă contra celui ce primejduia însăși temeliile creștinătății, fiindcă știm prea bine că erezia lui Arie tăgăduia dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și numai datorită Sfântului Nicolae, acest oraș, Mira Lichiei, nu a avut nicio legătură cu erezia ariană. Sfântul Nicolae a participat în calitate de episcop la primul sinod ecumenic ținut la Nicea în anul 325. Sinodul a condamnat erezia aceasta lui Arie, erezie care spunea că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu puteri supranaturale. La acest sinod, Sfântul Nicolae este recunoscut drept un mare apărător al Ortodoxiei. Atât de puternic a argumentat Sfântul Nicolae, dar și atât de încăpățânat era Arie, încât, îngrijorat de ruptura care se putea face în biserică, ierarhul Nicolae i-a dat ereticului o palmă peste față în cadrul sinodului. Și de la această palmă a Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca în seara de 5 decembrie celor neascultători să li se dea o nuia în semn de avertisment. În colindele românești se cântă, atenție, în plină iarnă, despre florile dalbe, flori de măr. Dacă ne întrebăm de ce de măr, trebuie să știm că bătrânii noștri cunoșteau că acea nuia a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr. Iar dacă aceasta, așa era tradiția, va înflori pusă în apă până la Crăciun,
înseamnă că Sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dat crenguța flori albe. La Sfântul Sinod de la Nicea s-a alcătuit crezul. Cea mai sfântă mărturisire de credință cu privire la dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceasta s-a întâmplat și datorită Sfântului Nicolae. Cum spunem noi? Cred într-unul Dumnezeu și apoi și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Iubiți credincioși, pe Sfântul Ierarh Nicolae, păstorul cel milostiv, nu-l putem prăznui mai cu cinste decât prin aceea de a-i urma pilda iubirii sale de oameni. Astăzi, moaștele Sfântului se află în Italia, într-o biserică catolică din Bari. Aici merg foarte mulți pelerini români ortodoxi să se plece cu evlavie la racla făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae. Poporul nostru român a avut și are o mare evlavie față de Sfântul Nicolae. Acest lucru reiese și din statisticile onomastice care indică faptul că peste 1 milion de persoane poartă numele de Nicolae ori diminutive ale acestuia. De asemenea, întâlnim foarte multe biserici și mănăstiri care au ca hram pe Sfântul Ierarh Nicolae. Cultul Sfântului a reprezentat o trăsătură specifică a evlaviei ortodoxe a poporului român. Marele voievod român Mihai Viteazu purta în luptele sale pentru unitatea românilor mâna dreaptă din moaștele Sfântului Nicolae, cu care a dobândit multe victorii, care au culminat cu Marea Unire de la 1600 a celor trei principate române. Mâna Sfântului fiindu-i trimisă lui Mihai Viteazu chiar de cardinalul de la Bari, printr-un pelerin român, ca semn de prețuire pentru vitejia domnitorului împotriva păgânismului. Și în continuare, voievodul Mihai Viteazu a îmbrăcat caseta în care se aflau sfintele moaște cu aur, argint și nestemate și le-a oferit bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București. Fapt atestat de documente istorice de la sfârșitul secolului al XVI-lea. De 400 de ani, Biserica Voievodală Sfântul Gheorghe Nou din București, amplasată la kilometru zero, ocrotește mâna dreaptă a Sfântului Nicolae. Drept măritori creștini, vă mulțumim tuturor celor care sunteți aici prezenți și ne rugăm Mântuitorului Hristos ca prin mijlocirea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei, să ne dăruiască tuturor bucuria de a vedea darurile lui Dumnezeu care vin asupra noastră, prin copiii noștri buni, prin părinții noștri buni, profesorii buni, preoții buni. Să ne ajute ca să ne pregătim pentru a primi Crăciunul, pentru a-L primi cu bucurie la serbarea de Crăciun pe Moș Nicolae. Moș Nicolae este
în colindele noastre, personificarea iubirii milostive a lui Dumnezeu Tatăl. Astăzi, Moș Crăciun cel Darnic este bine vestit de Moș Nicolae cel Blând și Bun. Am putea spune că pentru copii Moș Nicolae este înainte mergătorul lui Moș Crăciun, după cum Sfântul Ioan Botezătorul este înainte mergătorul Domnului nostru Iisus Hristos. De acum înainte, postul, urcușul nostru bucuros spre sărbătoarea plină de lumină a nașterii Domnului, se intensifică primind în suflet lumina sărbătorii Sfântului Nicolae și a colindelor care se vor cânta de astăzi în fiecare zi, ca imne ale iubirii smerite a lui Hristos pentru oameni. Deci să ne rugăm Sfântului Nicolae ca el să ne dăruiască bunătate din bunătatea sa primită de la Dumnezeu cel Darnic, pe care îl lăudăm în toate slujbele noastre ortodoxe când spunem că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, adresându-ne lui Dumnezeu Tatăl. Să cerem Sfântului Nicolae și tuturor sfinților ale căror numele purtăm să ne învrednicească de bucuria bunătății sufletului, ca dar de la Dumnezeu revărsat în noi, pentru a fi cultivat permanent în relația cu semenii noștri, spre slava lui Dumnezeu. Amin.